Salut tuturor și bine v-am regăsit un nou episod din Scara Mechanic, suntem înapoi pe mapa noastră cu baza militară, am văzut că foarte mulți dintre voi mi-ați cerut să continui acest proiect și am zis că... Ar fi ok să mai lucrăm pe la el. Am băgat uh, un nou mod. Știu că pe mapa asta am zis că nu voi folosi moduri, dar uh, l-am băgat pe cel al lui Lord Pangel cu car interior, deoarece episodul acesta uh, vom face o mașină pe care o vom folosi pe această mapă. Am făcut atunci una pentru atac, aia făcea lag și na, aici avem asta uh, de arme. Pentru cei care nu știu uh, Nu uitați să apăsați butonul și de like dacă vă place această mapă Și dacă vreți să apară cât mai multe episoade cu acest proiect O să apară și Clash Royale Apropo, voi cât vedeți clipurile astea Joi, vineri, uh, nu, joi, vineri, pardon uh, Vineri, sâmbătă și duminică Eu voi fi plecat Astea sunt clipuri filmate deja Din păcate nu pot să vă... Vă, nu să vă citesc comentariile le deci, citesc de pe telefon Am alt cont acolo De obicei mai răspund pe el Dar nu o să pot să fac de exemplu Lăsați la comentariile acesta trec în episodul următor Fă o, o rachetă O orice Ei bine nu voi putea pentru că Nu voi fi acasă Voi avea clipurile deja filmate Și na bun Haideți să strângem acolo cât mai multe like-uri Cât vreți voi dacă vă uitați la acest clip Panifica toți și care se uită la acest clip să apese butonul de like. Hai să vedem câte putem strânge. Maxim am strâns undeva la 20.000, ceea ce e wow. Bun, aici la baza militară o să facem un uh, un hammer, un hammer, nu chiar un hammer. Știți cum e mașinuța aia din Spin Tires, dacă pentru cei care știu jocul. Mașinuța aia mică, cea mai mică probabil care care de obicei puncte de ale de reparate, e bine, ceva de genul vom face și noi, vom face metalică, îi vom face interior frumos, avem niște chestii noi manețele, avem pedale, volan cu clapete, de data aceasta avem și avem și aici jos chestii, o să facem bordul acesta. Când mă gândesc că am de filmat 12, 12 clipuri, oh, god Oh God. Bun, a, și acesta este scaun zilele acestea. A, o să vă apară clipul unboxing plus cum l-am construit scaunul. E, e super tare, e super, super comod, e super. E moca, evident. Bun, haideți să vedem cum facem. Prima dată îi facem normal partea de jos, am nevoie de niște beringuri. Nu știu de ce port căștile, măcar pentru că nu le folosesc în scram mecanic, efectiv le țin doar să arate bine, într-un fel sau altul, dar ideea e că mă mănâncă urechile de la ele. Bun, haideți mai puțină vorbă și mai mult construit. Ciudat e că așa mă aud eu mai tare, este și e puțin ciudat, într-o oarecare măsură. Cât de mare să fie, cred că cam... Cam atât. Cam atât. De văd cam cum i-ar veni roțile pe... Da, e ok. Bun. Acum, ce vom face noi? O să punem noi... Să le punem pe interior așa. Ups. Upsi. De pe față, oricum, trebuie mai lat, mai mare. O să trebuiască loc pe față. Și gen așa să vină, cam așa, cam așa. Acum observ ce tare a pus eu pe tastatura asta, adică cum se aude. Bun. Cam așa o să vină pe parte. Haideți să punem așa o să vină cricul pe mijloc. Pe spate treaba este ușoară deoarece... Nu, dar parcă spre prea apropiate. Puțin mai lungă mașina, nu cred că strică. Atât. Da. Pentru că are și spatele la așa mai... Mine nu știu exact de ce am decupat atât, dar da și o să o lățim exact până la astea. Bine, în față, repet, în față o să trebuiască oricum să-i lăsăm spațiu de virare. Deci ar arăta ceva în genul acesta. Și aici, bam, bam, bam și bam. Cam așa ar fi, cred. Și destul de înaltă. Sau să facem ceva micuț. Acum am de ales între nu. Hai să facem ceva cu roți mici, ok? vă zic și de ce. Pentru că cu cât e mai mică, cu atât generează mai puțin lag, evident. Și ocupă și mai puțin spațiu. Uh, roți duble. Adică. Adică puțin mai lung și mai lat. Cam așa. Da, e perfectă mărimea asta. E micuț, nu trebuie mare. Două scaune bam bam mai lat, că nu o să-mi încapă scaunele. Și mai uh, Bine, cred că o să mai întrebească un mod de scaune, pentru că nu pot pune uh, să conduc de pe scaun normal și totuși să am și volan de genul. Adică va trebui normal și normal ar trebui să pun ăsta. Dar dacă îl pun pe ăsta, nu o să mai pot să pun volan. Și mai multe chestii. Și nu prea vreau. Da, o să vedem. Lăsăm spațiu și facem și alea. Uh, avem noi corner, chestii? Nu. Nu avem. În schimb avem astea Pe care cred că le putem folosi, nu? Trebuit, să i dau câteva dungi aici Vreau să vin așa o în formă de V Ceva de genul acesta, nu? Cam atât de înalt o să fie mașina Aici îi băgăm bam bam Roțile, așa Prea lungă l luăm unul mai micuț Așa Oricum roțile le punem uh, Mai jos, nu chiar așa Le-am pus doar de formă Și le băgăm undeva pe aici uh, Aici Așa, da Bine, mai jos, repet, mai jos Exact aici um, Așa, așa În afară? Nu, no, înăuntru Așa, da, 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 da. Haideți să punem cricul din nou să l punem pe mișloc. Tem aici și aia e. Bine, uh, va trebui să mai decupez din el, că nu poate vira așa. Exact ceva în genul acesta, acum poate vira foarte bine. Pe spate nu o să fie prea mare problemă, vă dați seama, decupăm undeva aici cam mult, dar nu-i problemă. Așa, și cred că ne vine la fix, da, ne vine la fix durata. Nu-i pun suspensii. Aș putea să-i pun suspensii, știți că de obicei mașinile cu suspensii creează lag. Și nu prea vreau lag, repet, pe mapa asta. Da, e ok, e foarte ok. Oricum să vină Tob, prag, se mai lasă, nu o să fie chiar așa ridicată, dar e ok momentan. Aici am... Așa. Și spatele puțin mai lung. Cred că văd... Da. Cum sunt alea gen safarii, chestii de genul? Spatele puțin mai lung ca să poți să pui chestii. Adică îi vom face un bagaj evident. Unde poți băga lucruri în el. Și o să trebuiască să bag eu modul acela. Fără el nu o să fac nimic. De fapt, toată partea asta o voi... Da, metal dublu, ca să nu mai avem treabă cu ea. Gata, aici o să vedem noi ce îi băgăm. Dar haideți să băgăm modul acela. Uh, care e cu scaune separat? Stați așa că nici eu nu știu exact care e cu scaunele separat. Cred că mod pack, mod, pack, mod pack. Bă, e urât că mă aud eu tare. Pun căștile o înapoi pe, pe urechea ta, mă aud mult mai bine și acum pot să vorbesc și eu mai tare. E ciudat când te auzi, știi, că vorbești așa, parcă ești nebun, bine, și așa mă aud. Dar este mai ok, mult mai ok. Bun. Um, cred că voi pune astea, nu? Nu, 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 nu. Ba, 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 da. Ba, da? Ba, nu. Ba, da. Ba da, astea. Stați nici eu nu știu care trebuie. Da, astea, astea, astea. Asta. Bun. Acum. Tergem te noi modelul ăsta, că aparent nu funcționează. Pe spate cred că ar merge, da. Pe spate ar merge, de ce nu? Uh -huh. Bun. A, fața o să o facem prima dată tot așa pătrățos. Efectiv, toată pătrată. Până îi dăm o formă frumoasă. De fapt, până construim tot ce e de construit pe ea. Cam atât de înaltă să fie mașina. Mm. Botul până aici. Ce o să aibă? Nu cred că o fac cu uși, cu genul. Cât mai puține bearing-uri, cât mai puține chestii. Dar ce o, o să vreau să o las pe mapa asta în permanență. Și nu prea vreau să, să creeze lag, înțelegeți voi? Bine, la spate o să-i pun bearing pentru că am zis că îi facem por bagaj de asta, să băgăm în ian. aici o să vină bordul corect. Dacă aici o să vină bordul, îi facem așa. Aici o să ne lăsăm cu unul mai jos, dar doar aici. Da, e ok, nu, nu contează. La spate putem să acoperim. A, cum să se deschide porbagajul? De fapt, ideea e cum să-l fac ca și porbagaj să-l închid acolo, să-l fac atât. Nu prea e ce să pui în el, sincer să fiu și nu arată nici prea bine. În momentan lăsăm totul descoperit. Haideți să ne ocupăm de aspectul ei exterior. O să trebuia să-i punem faruri uh, și mai multe nebuneli. Cred că aș putea să-i fac un bot mai, mai altfel dacă mai luăm un mod. Unul care nu dar are două chestii, adică nu creează lag, să ziceți, băi, nu mai băga moduri că faci lag. Astea sunt, cred că, toate modurile de care eu am nevoie pe această mapă. Da, atât de ușor se bagă modurile odată ce le descarge de pe workshop, pentru că m-a întrebat cineva, băi, trex, cum bagi moduri? Și i-am zis, lei de pe workshop și le bagi acolo. Și atât, <laughs> nimic mai mult. Și putem să o facem și aici mai frumoasă, nu, nu un scaun, așa, și o să facem apoi, cred că vom face un turn mare aici, o, vedem noi exact ce facem, se pusese bine și după, ok, probabil am mai apăsat eu încă o dată, nu știu exact, aici vom avea faruri, Uh, pentru faruri mai tem una așa. Ce fel de faruri să luăm? Alea normale avem cumva mod. Parcă erau din mod alea pătrate. Să folosim pătrate sau... haide să folosim pătrate dacă tot avem pătrate. Folosim de -astea. Ups. Așa. Oricum o să le dăm o formă mai, mai ciudățică. Asta nu e tot sticlă? Nu, e un fel de oglindă. Asta e sticla, nu? Știu că e o sticlă care arată mult mai bine decât cea normală. Asta e normală, care zic eu. Dar arată mult mai bine cealaltă. Dar nu e bine, pentru că nu vreau faruri albe. Ori punem frumos pe ea, ori nu mai punem corect. Se nu are direct. Bun. Și îi vom da noi o formă așa mai supărată. Fiind o mașină de armată, bază militară N-am modul cu cuburile alea, nu? Ce moduri, câte moduri trebuie să bagi ca să faci ce vrei? Uite mă băieți, n-avem modurile alea Atunci folosim varianta veche Evident Facem noi dar n-ai cum să-i faci ceva care arată urât. Aici să zici că merge, că îi dai... Uh, faci un model așa, știi? Aici merge și după vico-bar așa merge, știi? Aici. Să zici că, bă, știi, o faci așa. Sau putem să o facem așa. Fiți atenți. A mai făcut ceva de genul la mașina aia mare, Monster Truck, ăla, care mergea pe absolut toate astea. Dar pe partea de sus nu prea am ce să-i pun. Decât de așa, atât. Și facem cu negru. De fapt, o să fie botul cu negru și restul cu maro. Și deci, ceva monstruleți. <laughs> Îmi plac astea care arată așa monstruleți. Sunt destul de jmechere. Oricum, nu trebuie să semene cu o mașină din realitate, pentru că este scra mecanic până la urmă. Deci, în niciun caz nu voi încerca să fac să semene cu o mașină din realitate. Pentru cei care ziceți, bă, trex, dar nu arată deloc, deloc ca una din realitate. Nu trebuie, este scram mecanic, putem să facem ce vrem noi, evident. Cred că exact low fiți din asta. <laughs> Lol. Super. Super. Uh, dacă îi punem noi asta aici așa. Arată ciudat. A, ah, arată destul de ciudat. Hai, pun tot o bară de asta. Așa. Bară de protecție. Um, o să o las gri. De ce nu? Sau să-i facem masca cu verdele la Cred că așa. Ce luminat e ăsta unde bate farul? Și cred că putem să facem ceva, ia fiți atenți. Gensă vine ca o bar la propriu. Ce ți-am ăsta. <laughs> Cum arată curuțile astea mici. <laughs> Lol. Oricum, o să-i mai facem modele și pe părți și pe mai multe chestii. Acum, nu mi-a plăcut niciodată să aibă botul drept. Orice, nu mi-a plăcut. O să facem noi o mică șustă, ceva foarte ușor. De ce scot mereu cuburile de care eu am nevoie, nu știu. Facem o mică, mică, mică șustă. Uh, cred că aș putea să încep să construiesc bordul instalat. O să vin aici. Mai în spațiu. Pot să pun torpedou. S-a băgat un fel de torpedou. Fiți atenți. L-am pus invers. Și pot pune chestii în el. Și e super tare. Evident. Bun. Dar uh, momentan nu. De ce mereu un locuiesc cuburile de care am nevoie? Repet. Doamne. Așa. Uh, probabil o să îl pun într-un fel aici. Eu nu știu cum. Așa. Da, exact așa. Și pe partea aia altă o să punem noi uh, o daia de, de ventilație. Care era undeva jos aici. Și uh, cred că pot să-i pun și un radio, dar nu, că radio ăla deja ocupă mult, nu cred că mai avem unde să punem. Nu, ăsta e la mai micu, ăsta ne trebuie nu. Așa, exact așa ceva de genul ăsta. Ar merge puțin mai lată, ca să-i mai fac o chestie. Sau ar merge să scot torpedou. Uh, vin eu cu asta aici. Adică să pot să-i fac un fel de... Cred că, cred că folosim bordul mai micuț, care e de 2. da după n-ai unde să pui volanul. Deci oricum mai dau tot nu e foarte bine. O să punem asta aici. Și punem asta de muzică aici. Da, e ok, las așa. Uh, Oprește-te, te rog. Să venim așa. Bun. Ar merge crem, cred că. Ce, ce crem e? Maro, da, de lemn, de lemn, așa-l facem. Și aici o să pun, mi se pare că este și un tor pe două micuț, ăsta. Nu. Exact, exact așa. Fiți atenți, bine, se vede la rată, nu e problemă. Aici la fel decupăm. Hmm. O mică problemă aici, totuși. Aici trebuie să vin eu cu pedalele. Uh, Blognet Found, nu stiu care e diferența. Care e butonul? Asta e butonul. Nu trebuie switch-ul. Asta e switch-ul. Și cum vin eu acum pe aici? Căci dacă voi pune asta aici, nu o să mai pot vira. Avem frumos trei pedale, dar nu mai putem vira curat asta. Hmm. Asta e o asta cu dute vino, știi, e mai, e mai complicată. Mai complicată chestiuța asta, să mă Aici Aici volanul, cred că o să vin undeva aici. Ia, hai să vedem unde și cum îi punem volanul. Stai, -mă, de ce mă chinui într-o parte că mă pot să decupez frumos toată partea asta? Și gata, frate. Bun. Deva aici. Bering. Am beringuri invizibile. Am cub invizibil, deci trebuie să am și bering invizibil. Am. Ceea ce e bine. E perfect chiar. Și voi pune de astea. Nu. Un aici. Un aici. Un aici. Un aici. Un aici. Sau să fac mai din spate. <laughs> ce, ce vreau eu să fac mai exact? Uh, un volan care virează cât mai mult. Cam asta aș vrea eu să fac. Și punem aici. Bine, ăsta îl conectăm la un controller. Asta de aici, la bord. de fapt nu-i controller, stai. Ăsta e pe post de controller pe care le vom pune pe aici. Nu, primul 7, mereu capota o dau 7, ăla nu, nu știu. Aici, aici. Poți să dau mai mult de 15 grade, volanul? Nu. Nu. Și așa, vedeți cum se învârte acolo, nu? <gătă -și> se învârte bucățica aia, unii se observă. Da, chiar se observă și pe filmare. Facem bățulețul ăsta așa, negru. Bam, negru. Punem aici o daia. De aerisire. Nu pot să mai sus? Nu. No. Aparent le punem în jos. Le vopsim cu maro. La pedale nu știu ce să-i fac. Sincer să fiu. Nu punem. Mai simplu. Uh, și acum o să-mi trebuiască o buton start-stop. Fiți atenți, pornim motorul de la buton... Frâna de mână, undeva pe aici, ar trebui și ea pusă. Mai am cum să o pun aici? Prea în spate! Eu nu cred că mai ai cum să ajungi la ea, să fiu sincer. Nu e ok, da. Okay. Neagră, neagră, maro. Uh, conectăm înapoi beringurile alea. Deci acolo 7, 6, punem și asta 15, cred că nu se ridică mai mult de 15. Le-am pus total invers. E ok. 7, 6, 15. Gata, bun. Haideți să facem și scaunul. Scaunul să-l fac eu din piatră. Da, doar ca să se observe că nu este același material. Sau cred că pot lua un scaun gata făcut. Dar nu știu dacă modul ăsta are scaunele gata făcute pe care le poți conduce. Asta mi se pare că este, nu? Nu, asta nu e de condus. Știu că trebuie să fie unul de condus. Dar că nu știu unde. Nu, nu este aparent. Niciunul. Da, e ură pentru că mi arată bloc not found. Nu știu mai exact de ce, dar de deci ce astea nu sunt driving? Ar trebui să fie driving asta, nu? Da, e driving. <laughs> Doar cu observa și voi cum vine. Da, vom construi noi unul. O să luăm asta. Uh, piatră aici și vom construi noi unul de 3 aici. Hai să vedem. Cred că aici ar fi ok. E perfect. E invers. E perfect. Bun. Conectăm noi toate astea pe aici. Bam, bam, bam. Virează bine. Hai să conectăm și roțile aici și aici. Virează invers, e tot bine, <laughs> uh, frâna de mână, deci virează bine momentan, bine momentan nu prea pentru care are de aia acolo, gata, acum virează bine, uh, scaunul, dacă eu îi fac spătarul fix acolo, o să stau cu geantaniel, dar nu ar fi o problemă, deci îl facem exact aici. Ok, bun. Uh, la colțuri, cum să facem noi aici? O să le fac modelul invers, adică așa. O să le facem maro sau negre. Negre, pentru că maro am folosit și ar fi foarte ciudat. Și la căpățână, ce ar fi să nu le facem ascuțite, să le facem așa mai rotunde. Aș putea să pun asta dar ar arăta ciudat, presupunu. Destul, destul de ciudat. Haideți să vedem pe aici, așa. Până la urmă, sunt scaune, chestii militare, nu trebuie să fie wow, știi, vezi bine first person, nu prea, acum vezi bine first person, de fapt facem scaunul mai micuț, o să fie scaun de gnomi, dacă știi ce să ia gnomi, măcar vezi bine first person, ceea ce e ok, oricum scaunul nu trebuie să fie foarte mare, e ok, e foarte bine. Hai să vedem și aici ce scaun băgăm. Ar trebui să vin undeva. Cum e să stai aici? Că sunt de două caracter, tot e de trei. Mă întreb acum cum pot să-l fac să stea acolo, că niciunul nu prea e de doi. Hmm. Cred că te-ai urcat direct peste ale. Stai de la de bicicletă. Asta stai direct. Da. Asa las. Stai acolo, bam. Undercover. Bine, o să fie scaunul mai mic pentru că mașina nu este egală. Și nici că o stric să o fac egal acum. Aici aș... Da chiar, oare Poți să folosești de -aste? Ai aerisire, gen, la cap, știi? O, oh, da, mă, arată bine, mă, le punem și aici. Aerisire la cap, nu știu, scaun pe, pe pernă, pe, pe ce vreți voi ăsta. O, oh, asta e în sus? Nu, 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 nu. Așa. Da, mă, băieți. Adică avem scaune de lux, nu? <laughs> Bun, cam asta ar fi interiorul. Haideți să i punem înapoi oh, asta. Să vedem ce facem noi la porbagaj, dar asta e episodul următor deja m-am lungit foarte mult că stai de așa la toată o culoare. Bă, -am mai închis, mă mai închis, mai închis că stai parcă prea așa. Și totuși e la umbră și se vede deschis rău. Da, așa e perfect. Pam, 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 și mai am cubulețul ăla acolo. Gata! Bun, avem și faruri pe ea și de toate. Ăla ar trebui cu negru. Asta aici. Și cred că tot de de sub tu cu negru, nu? Și pe aici. Da, bun. Așa să se observe cât mai puțin Și la roți A, Cam atâta momentan O să fie o mașină așa de armată Deci mai avem, mai avem de lucrat Episodul următor este gata Două locuri va avea Și vedem și în spate ce îi punem Oricum o să, o să iasă bine la final O să fie super Noi ne vedem data viitoare Dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați butonul de like Și baftă Pa, 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 pa.